aceste tipuri de aprecieri în care anumite categorii profesionale sau socioprofesionale sunt în mod normal destinate unor opțiuni politice, sunt, cred, fără substanță, fără temă. Este, dacă vreți, un păcat al fetișizării, probabil, unui fel un pic primitiv de a înțelege sociologia și, în orice caz, este, dacă vreți, greșeala în care a căzut Marx, care a crezut că simpla poziționare a unor grupuri de oameni în raport cu mijloacele de producție le determină și opțiunea politică, și opțiunea de viață, și interesele de orice fel, și așa mai departe. Asta era, de pildă, mi-aduc aminte că marele președinte american, Ronald Reagan, avea o plăcere, o bucurie de a tachina pe Gorbaciov, spunându-i că vrea să-l invite în marile întreprinderi americane din Detroit, unde se vadă zeci de mii de muncitori la Ford, care votează într-o vastă majoritate cu republicani. Sau Kissinger. Da, eu mi-amintesc că legă. În fine. În diplomație. Bun. Deci asta spune că acest tip de abordare, în general, din punctul meu de vedere, trebuie privită cu mare reticență. Și eu cred că, din potrivă, pentru că v-ați referit de pildă la categoria medicilor, la categoria profesorilor, în general, acelor oameni care exercită profesiuni socotite în mod tradițional, liberale, e cazul medicilor, și profesorii se îndeau pe acolo. Din potrivă, cred că tipul lor de mentalitate nu este acela al unui specific unui asistat social sau specific unui personaj îngropat într-o birocrație. Și atunci, eu cred că trebuie să avem un mesaj care, până la urmă, nu trebuie să rezoneze în categorii, ci trebuie să rezoneze într-un număr cât mai larg de oameni care împărtășesc niște valori.